Bun găsit! Tinerii care planifică în acest an să se înscrie la ciclul 1 de studii o pot face de acasă, având la dispoziție un computer și acces la internet. Totul datorită unei noi platforme puse la dispoziția viitorilor studenți, e-admitere.gov.md. Cât de ușor este să completezi fiecare pas, dar și care este rolul universităților în ghidarea tinerilor în procesul depunerii dosarului, discutăm astăzi la Esențial cu invitații mei, Lidia Pădureac, prim prorector pentru activitate didactică, și Victor Grigor, șef secția pentru educație, cultură și viață studențească. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Începem de la ceea ce este actual și anume procesul de depunere a dosarelor pentru viitorii studenți. Știu că în acest an procesul de admitere este inovativ pentru studenții noștri și vreau să ne deschideți parantezele. Mai întâi de toate vă mulțumim pentru această invitație, fiindcă de fiecare dată ne simțim foarte bine aici la dumneavoastră în studio. Desigur, vrem să venim cu anumite sugestii în ajutorul absolvenților de liceu și absolvenților de colegiu, așa încât să nu apară o situație stresantă după ce deja au aflat notele de bacalaureat, ce urmează, unde vor merge în continuare. Într-adevăr, anul acesta, la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării, se va organiza o admitere pe întreg teritoriul Republicii Moldova. E admitere, dar evident fiecare candidat va putea alege instituția pe care și-o dorește și specialitatea pe care și-o dorește. Astfel, startul admiterii va fi dat în data de 22 iulie. Deci, începând cu data de 22 iulie, tinerii care doresc să-și facă studiile superioare pot depune dosarele, doar că anul acesta dosarele inițial se depun doar online. Deci fiecare tânăr trebuie să acceseze această platformă pentru a încărca documentele necesare. Buletinul de identitate, evident actul de studii, așa încât ulterior deja comisiile de admitere să poată analiza aceste dosare. Ceea ce este partea bună pentru tot cei care vor să vină să facă studii ulterior la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți este faptul că avem o comisie care va ajuta tinerii, îi va ghida pentru ca ei să poată depune dosarele online. Adică, dacă tânărul dorește să aibă acest suport, vine la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți cu toate actele în regulă și noi ajutăm cu scanarea documentelor, îl ghidăm cum poate depune acest dosar mai ușor. Evident, respectând libertatea de decizie a fiecărui absolvent. Exact asta vreau să vă întreb, pentru că, bun, calculatoare ori avea în mare parte studenții, viitorii studenți, dar iată, un scanner adecvat sau calitativ, da, mai puțin. Și atunci, ce fac cei care nu au acces la aceste lucruri? Exact. Deci universitatea pune la dispoziție tot ce este necesar pentru ca tânărul absolvent de liceu sau colegiu să poată depune dosarul fără niciun stres, cu atât mai mult că putem aduce și informația necesară pentru specialitățile la care dorește să depună persoana actele și tot ceea ce îl interesează. Deci această comisie va fi la universitate exact pentru a ajuta tinerii să depună mai ușor dosarele online. Dar niciun dosar nu va fi primit în original până când nu se va încheia perioada aceasta de depunere a dosarelor online. De fapt, de pe data de 22 până pe data de 29 iulie are loc depunerea dosarelor online. Ulterior, deja se organizează nemijlocit concursul pe instituții, sunt aduse toate informațiile referitor la faptul dacă studentul a trecut sau nu la specialitatea pe care și-a dorit-o. La fel ca și în anii precedenți, studenții pot depune dosarele online și solicita 3 specialități de la o instituție și deja în dependență de media pe care o are, va trece la studii cu bugetare sau cu achitarea taxei, în dependență de locul solicitat. Deci termenul
S-a început pe 22 iunie și va dura până iulie. De pe data de 22 iulie până pe data de 29 iulie se depun dosarele online pe platforma... Doar o săptămână. Doar o săptămână. Și ce fac cei care nu au reușit să se încadreze în acest timp? Sau încă nu sunt deciși? Vor mai avea o altă perioadă? Platforma e admitere, se închide pe data de 29 iulie, dar ulterior are loc al doilea tur pentru locurile bugetare și cele cu achitarea taxei care nu au fost acoperite în primul tur. Și în cazul în care, dacă absolventul de liceu nu a fost încă decis și a luat decizia un pic ușor mai târziu, are posibilitatea să depună în turul 2 actele. De asemenea, vorbim despre faptul că pentru acei absolvenți de liceu care vor depune actele de studii la universități din străinătate, peste hotarele Republicii Moldova, dar ulterior se vor răzgândi, adică în prima jumătate a lunii septembrie vor decide totuși să revină acasă. Ministerul Educației și Cercetării le va permite încă un tur, turul 3, dar pentru ei, nu pentru ceilalți, nu de la o universitate la alta în interiorul Republicii Moldova, dar pentru acei elevi care vor depune actele în străinătate, dar vor decide să revină acasă, va exista și turul 3. De fapt, întreaga perioadă de admitere se încheie în data de 20 august. Deci, practic, cei care nu au reușit în turul 1 pot depune actele în turul 2 de pe data de 2 până pe data de 6 august. Atunci, iarăși, platforma va fi deschisă pentru depunerea documentelor, dosarelor online și tinerii vor avea această posibilitate. Deci, până în data de 6 august, în principiu, ei își pot depune actele la acea specialitate sau instituție pe care și-o doresc. Și, iarăși, doar online. Deci, anul acesta, toată admiterea și toate tururile de admitere se organizează doar pe această platformă creată de Ministerul Educației și Cercetării. Vreau să vă întreb dacă cumva, dumneavoastră lucrând, domnul Victor, cu tinerii, vedeți această platformă ca un suport, ca un ajutor pentru ei sau poate fi și un impediment la un moment dat? Cred eu că nu este niciun impediment, este și un confort pentru tineri. Fiind de acasă, pot să se înscrie la universitatea, specialitatea, facultatea moldorită. Vreau aici doar să remarc că totuși absolvenții de licență de la universitate și care vor să urmeze un program de studii la ciclu 2 master vor depune actele în format fizic. Deci pentru ei nu se aplică această procedură de a depune actele online. Considerăm că este o inovație care va ușura munca oamenilor care se ocupă în general de tot procesul de admitere. Acesta este primul an, prima experiență, vedem cum va decurge. E un sistem care va fi conectat cu alte sisteme naționale de, și baze de date ale elevilor, în care, deci, automat, notele vor fi adunate, verificate. Da, deci sperăm că va fi un exercițiu de succes și care va ușura, într-adevăr, munca tuturor. Ce conține dosarul pe care îl prezintă online tinerii? Ce acte trebuie să aibă? Buletinul de identitate, actul de studii, ceea ce era și anterior, doar că de data aceasta se prezintă în variantă scan documentele, așa încât să poată fi preluate mai ușor și analizate. Ele, toate dosarele vor fi validate de către universitățile la care se depun online aceste acte. Deci atunci când tânărul vine și selectează instituția de învățământ și respectiv specialitatea la care își dorește să-și facă studiile, imediat dosarul intră în concurs, notele lui sunt fixate, așa încât din informații pe care ne-o prezintă poate fi organizat nemijlocit concursul. Să înțeleg că și această platformă este una demnă pentru transparență, da? Transparența decizională și atunci nu mai apar întrebări cine și cum a obținut locurile bugetare.
același lucru se întâmpla și până acum, vreau să remarc. Da, dar știi cum, mi se pare că aici cel puțin știi că automat programa decide, ne arată, da? Și nu, nu doar comisia este cea care calculează fiecare punctuleț. Și, totuși de remarcat că și până acum universitățile aveau un sistem electronic prin care nici de cum factorul uman nu era implicat în procesul de selectare, da, deși de concurs a candidaților. Sistemul automat genera, deci conform cererii candidatului și poziției fiecărei specialități în acea cerere, deci se făcea media de concurs și astfel avea loc concursul pentru fiecare specialitate. Nici de cum factorul uman nu era implicat nemijlocit în calculare și acest proces era doar în calitate de consultare și ajutor pentru tineri în a depune actele. Acum doar avem o bază unică națională care, iată, va aduna toate aceste depunere ale candidaților la admitere. Ba mai mult, platforma pe care o avea Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți era una perfectă, cu foarte multe conținuturi bune, așa încât putea servi drept model și pentru platforma care a fost acum inițiată la nivel de Republică, mai ales că dosarele online puteau fi depuse și în anii anteriori, doar că acum, într-adevăr, este o bază comună. Important este ca tinerii să poată face alegerea corectă și să poată completa corect informația atunci când depun dosarul. Și este important pentru tineri. În ultima perioadă am avut mai multe întrebări legate de un certificat medical. În prezent nu se mai solicită pentru admitere certificatul medical, așa că cei care ne ascultă și ne urmăresc să cunoască despre acest lucru. Totodată, Ministerul va organiza, sau cred eu că deja a început acele activități cu tinerii în diferite instituții și pe raioane, de a informa tinerii, dar și profesorii, cum se pot folosi de această platformă, astfel încât ei să cunoască și să nu facă anumite erori în procesul de depunere, așa că toate etapele sunt cumva prevăzute pentru ei ca să cunoască cum să facă lucrul acesta. Și noi, ca instituție care întotdeauna avem grijă de absolvenții de liceu și de colegiu, suntem cei care am organizat și cursurile de pregătire pentru examenul de bacalaureat și l-am organizat absolut pentru toți, nu doar pentru cei care ar avea intenția să vină exclusiv la noi. Chiar dorim ca tinerii să fie bine informați și anul acesta, ziceam, ne-am dat seama că pentru unii elevi ar putea fi o situație mai stresantă, pentru cei care vin la licență, exact așa cum s-a menționat aici, va exista acest centru de, care va acorda ghidare, da, care va acorda această ghidare tinerilor, de aceea îi așteptăm cu mare drag la universitate. Mă gândeam acum dacă există și o linie fierbinte, o linie unde pot suna tinerii care încă nu știu corect cum să găsească acest link de admitere. Da, noi la universitate avem numărul de telefon pentru cei care au anumite întrebări. Este vorba de telefonul Comisiei de Admitere 52400 și evident pagina web a universității noastre usar.md, unde accesând butonul admitere pot găsi toată informația necesară și respectiv în cazul dacă mai au careva întrebări suplimentare la care nu găsesc răspunsuri în formatul acesta, atunci pot apela la telefon. Da. Exact, vreau să menționez că colegii noștri din Comisia de Admitere au creat un centru de consultanță cu numere de telefoane și canale și pe Telegram și WhatsApp și Viber, inclusiv și pagina web admitere.usar.md, care ei o pot consulta și vedea nu doar ce acte, de care acte au nevoie pentru a depune la universitate, dar și care este lista specialităților și oferte educaționale pe care o propune universitatea candidaților la admitere și alte informații suplimentare pentru cei care vor să cunoască
specificul universității în general, cu ce ne ocupăm noi aici, ce înseamnă fiecare specialitate, cum e la fiecare facultate. Deci pot găsi aceste informații acolo. Exact asta era următoarea întrebare. Care este oferta educațională pe care o oferă în acest an Universitatea din Bălți? Universitatea de stat Aleco Ruso din Bălți întotdeauna a fost în ritm cu tot ceea ce se întâmplă nou pe piața muncii, de aceea avem o ofertă educațională dezvoltată și de fiecare dată cei care doresc să-și continuă studiile de licență sau master sau doctorat își pot alege profesia dorită și pot deveni specialiști foarte buni făcând alegerea corectă. Eu v-am să menționez faptul că tinerii trebuie, pentru a face o alegere corectă, trebuie să se informeze bine. Și atunci când au absolvit liceul sau au absolvit gimnaziul și stau pe gânduri ce să facă mai departe, unde să meargă, ce să studieze, ei într-adevăr trebuie să se informeze foarte bine. Mai întâi de toate se informează despre universitatea la care vor să meargă. Este acreditată sau nu este acreditată? Ulterior să verifice dacă programele sunt autorizate sau acreditate. Vorbim despre faptul că ar fi bine să se informeze despre infrastructura universității, ce oferă această universitate și evident despre posibilitățile de a merge în mobilitate sau despre activitățile studenților, întrucât noi vorbim despre faptul că viitorii studenți fac o alegere și această alegere a lor sau de această alegere depind următorii 3, 4 sau 5 ani din viața lor. Asta sunt ani pe care ei îi vor petrece anume în instituția respectivă. Și atunci dacă racordăm toate aceste informații la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți și le luăm așa, rând pe rând, universitatea noastră este acreditată instituțional și internațional. Asta înseamnă că începând cu anul 2023 este inclusă în bazele de date europene. Deci acreditarea din partea agenției ARACES a demonstrat că suntem o universitate care merită a obține această acreditare. Deci este o acreditare instituțională, internațională. Toate programele de studii pe care le avem sunt acreditate sau autorizate și dacă ne referim nemijlocit la oferta educațională, dacă vorbim de științele ale educației, tânărul își poate alege viitoarea profesie. De exemplu, istorie, educație civică, matematică, informatică, geografie, biologie sau limbi moderne în toate combinațiile, română, engleză, engleză, franceză, engleză, spaniolă sau clasele primare, învățământ primar și preșcolar. Deci, dacă vorbim despre alte interese ale tinerilor, să zicem domeniul economic, vorbim despre alte specialități, contabilitate, business și administrare sau, de exemplu, domeniul dreptului. Avem drept sau, să zicem, drept, avem administrație publică. Dacă vorbim despre IT, programe pe domeniul IT, programe pe domeniul inginerii sau tehnologia produselor alimentare. Deci, practic, observați că pot alege tinerii specialități care sunt pe placul lor și specialități la care țin mult și vor să devină specialiști pe viitor. Ziceam despre infrastructură. Da, ca să menționez, să cunoască și telespectatorii noștri că avem peste 36 de programe de licență și în jur de 40 de programe de master. Deci au din ce alege, pentru aceasta trebuie să acceseze pagina noastră web și să vadă oferta educațională pentru licență și pentru master. Dacă ne referim, ziceam că trebuie să urmărească mai mulți pași, infrastructura. Deci universitatea noastră este una foarte dotată, laboratoare dotate din cadrul proiectelor Băncii Mondiale. Peste 2 milioane de euro sunt la moment implementate pentru dotarea laboratoarelor din Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, pe lângă cele pe care și așa le-am avut, laboratoare destul de performante. Vorbim despre căminele studențești, care condițiile în aceste cămine sunt foarte bune, așa menționează și foștii noștri studenți. Și toți tinerii care au participat din întreaga țară la Moldova Youth Forum în acest weekend
Olanda și care au fost cazați la noi la universitate au remarcat cât de comodă și confortabilă este și cazarea la cămine, dar și universitatea ca instituție de învățământ aici la Bălți. Trebuie doar să vină în campusul universității, exact, să se convingă de frumusețea care este acolo, ba o să zice mai mult că în cadrul unei vizite a Ministrului Educației și Cercetării, domnului Dan Perciun, la universitate, inclusiv la cămine, deci domnia sa a remarcat că condițiile din cămine sunt mult mai bune decât cele din capitală și asta chiar ne-a bucurat foarte mult. Sau, să zicem, vorbim de cantina studențească, comisiile de acreditare care vin la noi permanent menționează faptul că se pregătește bine, gustos. Și este confortabil. Dacă este să vorbim despre bibliotecă, este una din cele mai mari biblioteci din sud-estul Europei. Dacă vine vorba de săli de sport, săli de sport bune pentru teren sportiv care a fost amenajat într-un stil modern pentru tineri, ca tinerii să se simtă bine. Sau dacă vorbim, de exemplu, despre activitățile studențești, eu cred că toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au o anumită invidie față de USARP, întrucât aici structurile de autoguvernanță studențească sunt foarte active. Au revista lor, Viața Studențească, a fost inițiată de domnul Grigor când era student. Exact, și asta menționau și colegii noștri de la alte universități, că încercări au avut și alții, dar nu au menținut toate edițiile la această revistă. Și au foarte multe activități pe care le organizează ei singuri, au bugetul lor pe care îl gestionează și, în general, studenții participă activ la viața universității. Dacă studenții, de exemplu, au zis că au nevoie de cuptoare cu microunde în cantina studențească, întrucât mai vin ei cu niște ceva de al lor. Noi am reacționat și, respectiv, le-am adus. Deci, într-adevăr, dacă am analiza tot ceea ce se întâmplă, ar fi o decizie bună făcută de tineri, dar întotdeauna libertatea de a decide aparține tinerilor. Veneam doar cu ideea că înainte de a face următorul pas, de a lua o decizie pe o perioadă de câțiva ani, tinerii trebuie să se informeze bine. Și ziceam, dacă o să ajungă în campusul universitar, cred că cuvintele noastre vor fi de prisos. Deci totul vorbește de la sine ce reprezintă universitatea noastră. Și atunci când la toate acestea mai plusăm faptul că oamenii care lucrează în universitate sunt oameni dedicați profesiei, specialiști recunoscuți la nivel național, internațional, cadre didactice care zi de zi, cu multă dăruire de sine, muncesc aici în cadrul universității, cred că asta ar fi cel mai bun argument pentru ca studiile să fie realizate aici la noi, acasă. Și noi chiar în universitate folosim o sintagmă care deja s-a afirmat între toți ai noștri. Toți ai noștri am în vedere absolvenții, studenții, profesorii, cei care au lucrat cândva aici, familia USARP. Marea familie USARP este întotdeauna gata să primească acei tineri care doresc să facă studii de calitate aici la ei acasă. Da. Eu, de fapt, mă gândesc că acest ziar continuă astăzi. Chiar e o revistă serioasă. O revistă serioasă continuă datorită faptului că ești partea USARP-ului și probabil contribui sau veghezi asupra ei ca să continuă. Vreau să menționez că domeniul sau structura pe care o coordonez la universitate îmi oferă posibilitatea să comunic și să interacționez foarte des cu tinerii, să le aflu nevoile și împreună să găsim soluții noi pentru anumite probleme sau să venim cu anumite idei pentru a face viața studenților mai interesantă, mai activă și de a crea o atmosferă interesantă, vie așa și pe mereu pusă pe o anumită dinamică, da, a tot ce înseamnă viața tinerilor la universitate. Centrul de ghidare în carieră mereu a fost alături de tineri și vreau să remarc aici nu doar alături de studenții care își fac studiile la universitate, dar și alături de elevii din licee și colegii. Astfel, am demarat mai multe proiecte și inițiative care au venit să ajute tinerii să
susțină să-și găsească viitoarea lor profesie, să vadă unde s-ar regăsi ei în următorii ani, sau să-i ajutăm, de ce nu, la pregătirea pentru examenul de bacalaureat. Vorbim aici de acel program de pregătire pentru BAC care deja a ajuns în acest an la 3 ediție și a demarat cu succes. Avem și reacții foarte pozitive a elevilor după examenul de bacalaureat, care au scris profesorilor noștri că anume aceste lecții i-au ajutat să obțină, de exemplu, nota 10 la limba română. De ce nu? Și acest lucru ne bucură. Am inițiat și proiecte prin care am mers noi cu colegii de la universitate în instituțiile de învățământ ca să vorbim cu elevii și să le vorbim de fapt despre universitate și specialitățile noastre, organizând caravana profesiilor în mai multe localități din nordul Republicii Moldova. Îl vorbesc aici și de Soroca, de Dondușeni, Iedineț, în care am mers și am făcut chiar o activitate pe scară largă, dar am mers și în celelalte raioane, în fiecare instituție individual, și am vorbit cu tinerii, dar totodată și cel mai inovativ lucru care aș putea să spun eu că ne-a reușit să-l facem în acest an este să aducem tinerii la universitate. Cu ajutorul partenerilor noștri am reușit să aducem sute de tineri în vizită atât la universitate cât și în întreprinderile din municipiul Bălți, vorbind de cele companii partenere și instituții partenere ale universității, astfel încât tinerii să-și creeze o imagine despre viitorul lor job, da? Dacă aleg o facultate aici la Bălți. Și la fel, tinerii au rămas foarte impresionați de modul în care a fost organizate aceste vizite, de cei ce au văzut, și noi sperăm foarte mult că astfel de comunicare între universitate și tineri va contribui la acel lucru ca tinerii să rămână acasă, să creadă în viitorul acestei țări, să cunoască faptul că studii de calitate le pot obține și în Republica Moldova, și nu este un mit acest lucru, este o realitate. O dovedesc și tinerii care rămân în țară și au succese foarte frumoase. Universitatea din Bălți a fost mereu lângă tineri, i-a susținut. Noi depunem în continuare tot efortul ca să devenim și mai buni, să fim în ritm cu viața și schimbările din viața tinerilor, cu acele noutăți care ei vor ca să trăiască la mare. Exact. În același context, tinerii au vizitat Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al Universității, un centru extraordinar. Exact, este acea verigă de legătură dintre piața muncii și mediul universitar. Și atunci când ziceam că chiar suntem în ritm cu tot ceea ce se întâmplă nou pe fiecare profesie, o să spunem și faptul că companiile, cei care, potențialii angajatori ai absolvenților noștri, participă la elaborarea planurilor de învățământ. Și atunci când ei vin cu careva sugestii, pentru inginerie ar fi bine să mai studiez încă și disciplina cu tare sau cu tare, noi racordăm planurile de învățământ la ceea ce se cere pe piața muncii. Și asta ne permite să pregătim specialiști care ulterior se pot regăsi ușor în piața muncii, și statistica care există la moment demonstrează că cea mai mare parte a absolvenților noștri se angajează în câmpul muncii, preponderent în zona de nord a Republicii Moldova. Se practică în cadrul SARB învățământul dual, și dacă aveți experiențe de genul dat? Exact. Avem, chiar este în cadrul unui proiect pilot în domeniul financiar. Este vorba de specialitatea finanțe și bănci, în care, deci în parteneriat cu o bancă comercială din Republica Moldova, se implementează acest proiect. Sperăm ca astfel de inițiative să fie extinse și pe alte programe în comun cu companiile din regiunea de nord.
Și chiar o să spunem aici că datorită acestui proiect și implicării Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți au avut loc modificări în codul educației, care așa, deja permite învățământ dual la nivel de licență, nu doar la nivel de colegii. Și dacă vine vorba de colegii, o să menționăm că și absolvenții gimnaziilor își pot continua studiile la USARP. De ce? Pentru că în cadrul Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți avem colegiul Ion Creangă, unde se pregătesc viitorii profesori, învățători de clasele primare, educatori, conducători muzicali, dar și învățământul dual. Exact. Este pe domeniul ingineresc. De aceea, anul acesta, chiar în ultima ședință recentă a Senatului, a fost luată decizia ca colegiul, care se numea Colegiul Pedagogic Ion Creangă din cadrul USARP, să fie redenumit în Colegiul Ion Creangă din cadrul USARP. Asta ne permite să deschidem noi specialități în cadrul acestui colegiu. Felicitări! Așa, mulțumim! Așa că așteptăm tinerii să vină să-și continuă studiile, care doresc la colegiu, ceilalți îi invităm la universitate. Așa, eu mai știu că aici, la tot ce ține de candidații la pedagogie, este o noutate. De fapt, sunt câteva elemente despre care aș vrea să vorbim și să le explicăm celor de acasă de ce se întâmplă așa. Ministerul Educației și Cercetării își propune să sporească prestigiul profesiei de pedagog și în acest sens își dorește să facă o selecție mai riguroasă a celor care doresc să îmbrățișeze această profesie. Este adevărat, la nivel de țară se încearcă și chiar se fac mai multe reforme pentru a încuraja tinerii să meargă să studieze pe domeniul științei ale educației. Republica are nevoie de profesori de matematică, profesori de istorie, informatică, fizică și așa mai departe. Pentru ca să atragă mai mulți tineri, dar tineri buni, ministerul își propune ca admiterea la specialitățile respective să fie posibilă doar pentru cei care au o medie mai mare de 6,5. Deci asta le-ar permite viitorilor profesori să țină mult la profesia lor, întrucât ceea ce au acumulat pe parcursul anilor de liceu să-și poată dezvolta ulterior în cadrul instituțiilor. O să spunem că inițial majoritatea universităților, inclusiv și noi, am fost împotriva acestei limite, deoarece gândim noi că uneori copiii se stresează la examenele de bacalaureat și nu reacționează corect la testele pe care le au în față, se blochează și nu pot răspunde corect. Dar asta deloc nu înseamnă că ei nu au cunoștințe necesare. Se întâmplă situații în care un elev destul de bun ia o notă mică la bacalaureat și atunci ne-am dorit ca să nu existe această barieră. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, cine pregătește viitoare generație? Cei care îi învață pe copii în școala primară, în gimnaziu, în liceu. Deci acolo trebuie să meargă, într-adevăr, cadre didactice bune. Și atunci, într-adevăr, există această noutate, 6,5 este nota de la care putem porni pentru a depune dosarul la domeniul științei ale educației. Și vârsta, limita de vârstă? Despre ce ne vorbește ea? Limita de vârstă este fixată în regulament, doar că ea se referă la cei care își doresc anumite facilități. Vorbim despre cota, așa numită cota 15% din locurile bugetare, care sunt garantate acelor absolvenți de liceu sau colegii care se află într-o anumite situații mai dificile. Este vorba de copiii care sunt orfani, este vorba de copiii la care părinții, unul din tatăl, de exemplu, a luptat în războiul de pe Nistru sau în războiul din Afganistan, sau sunt copii care au anumite probleme grave de sănătate, cu grad de invaliditate. Deci, iată, pentru ei sunt garantate un anumit număr de locuri bugetare. Și dacă anterior, de exemplu, nu exista o reglementare în ceea ce privește, să zicem, copilul orfan, evident, acum Ministerul Educației și Cercetării a fixat o limită, în sensul că se acceptă toate dovezile pentru cei care au vârsta până la 23 de ani.
Deci e vorba de, de exemplu, persoanele care sunt din familii cu 3 și mai mulți copii. Deci, iată aici, e vorba de o limită de vârstă. În rest, au rămas în vigoare principiile care au fost și în anii precedenți la admitere, după absolvirea liceului sau a... după absolvirea liceului sau deci a unor studii care le permit să facă studii superioare, adică a colegilor ar fi, sau acte echivalente cu acestea, persoana poate veni să-și continuă studiile la universitate, deci chiar și la vârsta de 60 de ani și altă vârstă, dacă o persoană își dorește lucrul acesta. Apropo, noi zâmbim, dar astăzi chiar am avut o situație așa mai neobișnuită, întrucât a venit o persoană de o anumită vârstă, destul de frumoasă, cu o experiență de viață foarte bogată, care are 63 de ani și dorește să facă studiile, să vină să-și continuă studiile. Întrebarea era dacă are dreptul. Desigur, are dreptul. Bravo! La fel vreau să ne spuneți care este numărul de studenți la care vă așteptați să-i aveți în acest an, locurile disponibile și dacă vă așteptați la un număr în creștere din partea studenților străini. Noi credem, suntem convinși că va fi o admitere foarte bună, ținând cont de faptul că prestăm servicii de calitate și oferim ofertă educațională diversă, așa încât fiecare își poate găsi profesia dorită aici la noi. Vorbim despre faptul că tinerii pot face alegerile pe care și le doresc, exact așa cum și-au pus în plan, doar voiam să menționez încă o nuanță importantă legată de locurile bugetare. Deseori, tinerii absolvenți de liceu nu-și urmează visul profesiei, deoarece se gândesc că nu vor lua un loc cu finanțare din bugetul de stat. Și aici eu i-aș încuraja să nu refuză la vis, întrucât fiecare trebuie să-și aleagă profesia pe care și-o dorește și acolo unde crede că se va regăsi ulterior. Zic lucrul acesta deoarece, conform regulamentelor în vigoare, în fiecare an, locurile bugetare sunt redistribuite și în cazul în care studentul nu are restanțe academice, el intră în concurs pentru a ocupa locuri bugetare. Și ca să încurajez și mai mult pe tineri să vină să facă studiile, o să menționez că în USARP, practic, nu există studenți care în anii superiori au îndeplinit integral planul, adică nu au restanțe academice, să nu fie pe locuri cu finanțare din bugetul de stat. Cu alte cuvinte, dacă studentul vine inițial și ocupă un loc care, pentru care achită o taxă, taxele nu sunt foarte mari, deci dar achită o taxă, el o achită doar primul an, fiindcă ulterior, dacă el dovedește că muncește bine și nu are restanțe, el are toate șansele ca să ocupe următorii ani locuri bugetare și să-și încheie studiile la locurile cu finanțare din bugetul de stat. Care este valoarea bursei pe care o poate primi un student? Dar ca să doar să-mi închei gândul legat de locurile acestea bugetare, anual Ministerul Educației și Cercetării pentru fiecare specialitate ne acordă un anumit număr de locuri bugetare. Iată de ce nu putem să le oferim tuturor. Deși locuri bugetare sunt foarte multe și asta aș vrea să menționez, inclusiv în domeniul IT, în domeniul ingineriei, în domeniul științei ale educației. Deci locuri bugetare sunt oferite suficiente pentru ca tinerii să poate depune actele la aceste locuri bugetare. Dacă este vorba de taxele de studiu, să menționăm că la învățământ cu frecvență, cea mai mică taxă este de 8.500, cea mai mare taxă este de 11.900 și asta este la drept. La învățământ cu frecvență redusă, taxele sunt mai mici, începând cu 6.800. Dar, repet, la învățământ cu frecvență licență și la studiile de master avem un număr destul de mare de locuri bugetare. Dacă vine vorba de
resurse. Aici o să spun că, într-adevăr, Ministerul Educației și Cercetării a avut grijă ca bursele pentru cei care aleg domeniul științei a educației să fie mai mari, astfel încât, să zicem, pentru studenții din anii superiori, bursa este de 3.280 de lei pe lună. Foarte deci este o bursă bună. Aproape un salariu. Pentru cei care vor să vină să studieze în domeniul științei a educației. La anul întâi este un pic mai mică bursa, dar oricum este peste 2.800 de lei. Da, și dacă vă așteptați la studenți străini? Da, ne așteptăm și la studenți străini, dar noi și avem studenți la moment. Exact. Avem studenți din Ucraina. Apropo, suntem unica universitate din Republica Moldova care are și specialitatea de limbă ucraineană, limba literatura ucraineană în combinație cu alte limbi, limba engleză, limba franceză, limba română. Deci avem studenți din Ucraina, dar avem studenți și din alte țări. Au fost studenți din Cipru, avem studenți din Turcia care vin să studieze aici, doar că studiile sunt urmate în cazul în care acești studenți nu cunosc limba română, au o perioadă de un an de zile în care învață limba română și se familiarizează cu ceea ce ține de cultura noastră, istoria noastră și ulterior continuă studiile în limba română. Sau dacă își aleg specialitățile de limbi străine, atunci evident că este în engleză sau în franceză, în dependență de specialitate. Nu avem un program, de exemplu, care ar fi integral în limba engleză, de exemplu, pentru inginerie sau pentru economie sau pentru altceva, dar ne propunem și asta să realizăm pe viitor. Și chiar ne așteptăm la o admitere foarte bună anul acesta. Eu vă mulțumesc mult pentru că astăzi am încercat pe îndelete să le explicăm celor de acasă, viitorilor studenți, actualilor absolvenți de liceu, ce trebuie să facă ca să devină studenți la USARB, care sunt facilitățile care îi așteaptă, ce le oferă statul, vorbind de burse, da, și locuri la buget și desigur contractele sunt destul de accesibile. Și doar încă o precizare, Irina, sigur că noi așteptăm pe toți cei care doresc să depună actele ca să-i ajutăm să le depună în format online pe această platformă, dar în același timp spunem și celor care de acasă vor completa aceste fișe sau vor încărca dosarele, atunci când vor alege instituția, să nu uite că în Bălți există Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, o universitate prestigioasă, cu tradiții, o universitate despre care se vorbește nu doar în Republica Moldova, dar și peste hotarele țării. Succese! Mulți studenți buni, dornici de a face carte și de ce nu să obțină o profesie la care visează, dar nu o profesie pe care o cere mama, tata, bunica. Eu cred că este important să îmbrățișăm exact acea profesie în care o să ne simțim bine, pe care o vom face cu multă dragoste și nimeni nu va sta să, nu știu, să ne dirigeze viața. Mi se pare foarte complicat acest moment în care nu faci ceea ce vrei, dar ceea ce se impune, da? Dacă vorbim de o profesie aleasă. Așa că aveți curaj. Mergeți și depuneți dosarele exact acolo unde vă place. Și mai mult ca atât, că o faceți de acasă. Nu neapărat să fie mama și tata aproape. Alegeți specialitatea care vă este dragă și aveți toate șansele să luați și o bursă. Și dacă nu din prima, în anul următor, când depui multă perseverență, la sigur. Așa se întâmplă. Liniște și pace vă doresc și să ne întâlnim din nou tot aici, la Esențial. Pe curând!